fostul procuror subliniere Faldna deschimbează protocolul de secretizat, unele dispozi incalc legea. Fostul procuror subliniere Faldna, Daniel Morar, a vorbit, în cadrul unui interviu acordat jurnalistei Sorina Matei, despre protocolul de secretizat săptămâna trecută. Actualul judector CCR susține ce a semnalat încă din 2009 faptul că unele dispoziții din protocolul mult discutat în presă sublinierei nu numai ar împuta legea. La începutul anului 2009, am primit, în calitate de procurore Faldna, spre conformare, sub forma unui document clasificat, protocolul de colaborare încheiat între PCJ-SRI. Este vorba de documentul care a fost declasificat și care a apărut în spaiul public săptămâna trecută. La acel moment, după studierea acestuia, am avut o discuție telefonică cu doamna procuror general, Laura Codroacovesi, ocazie cu care i-am spus că eu nu agreez un asemenea protocol în condiile în care prin acesta se adaug la codul de procedură penal, iar unele dispoziții sunt chiar contrare legii, a declarat Daniel Morar. Fostul subliniere Faldna a vorbit în sublinierei despre cum ajungeau informările sublinierei sesizările SRI în Direcția Națională Anticorupție. Fiecare sesizare a SRI era însoită de o adresă în care ni se cerea ca, în conformitate cu articolul 6 din protocol, se comunică modul de valorificare a informațiilor cuprinse în sesizare. Pe această cale au aflat și procurorii din cadrul DNA, cărora le erau repartizate aceste sesizări, de existența protocolului încheiat între PCJ-SRI, feren să-i cunoate coninutul. Am fost întrebat despre această obligație de către procurorii FIDSECHIE, le-am confirmat ce a fost încheiat un protocol între cele două instituții, dar pe care îl vom ignora și, prin urmare, nu vom comunica modul în care vor fi valorificate informațiile primite de la SRI. Prin urmare, toate sesizările primite de la SRI, atât cele care nu au avut potențial de valorificare, cât și cele care au fost valorificate, a mai spus Morar, fostul procuror Faldna.